soprana Diana Chirilă. Lugojeanul Liviu Indicău, tenor, este absolvent al Universității de Muzică din București și din 2014 solist al Operei Naționale București. Susține recitalul și concerte la Ateneul Român, Sala Dales, Muzeul Național Georgenescu, Sala Talia din Sibiu. În 2013 a primit trofeul de excelență în cultură în cadrul Galei Premiilor Lugojene. Va interpreta canțoneta Mama, sunt tanto felice, de Cezare Andreea Bixio. Tenorul Liviu Indicău și pianista Silviana Cârdu. Doamne și domnilor, nu vă opriți din aplauze. Aura nu doar a primit premii, ci și ne și încântă. Aura Dvarovska. Oh,
Moldovan pentru prezentarea până aici. De aici, mai departe, iau eu microfonul. Dați-mi voie, doamnelor și domnilor, să vă spun că în anul 2000, în urmă cu 17 ani, pe această scenă, un tânăr student al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj obținea marele premiu și 7 premii speciale la concursul internațional de tenori Traian Grozăvescu. În urma acelui concurs, tânărul tenor a primit un angajament la Viena, a urmat 8 stagiuni la opera din Viena, a primit premiul medalia Eberhard Wichter pentru merite deosebite, merite artistice deosebite, cântă în toate teatrele mari ale Europei, ale lumii, de la Tokyo la Tel Aviv, la Roma, la Festivalul Internațional George Enescu, San Bolina și așa mai departe. Și în seara aceasta va cânta pentru dumneavoastră aria lui Tonio, A Mes Amis, din opera La Fille du Regiment, Fica Regimentului, de Gaetano Donizetti. Doamnelor și domnilor, tenorul Cosmin Ifrim! Hey!
Doamnelor, a fost Cosmin Ifrim cu 9 de do, în celebra arie a lui Tonio din La Ville du Regiment. În anul 2007, septembrie, plecam la Viena pentru un deceniu. În noiembrie 2007, mi s-a alăturat o altă româncă, soprana Elisabeta Marin, care avea să-mi devină pe parcursul anilor petrecuți acolo ca o soră. A acceptat invitația mea de a fi astăzi și de a cânta pentru Lugojeni și o veți asculta în continuare, interpretând aria Muzica din opereta Valurile Dunării de George Constantin. Elisabeta Marin! Grigoriu! A fost Elisabeta Marin și îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră de a fi în Lugoj în seara aceasta. În continuare, vă invit să ascultați o colegă, o dragă colegă de-a mea, cu care am început studiul cantorului la Facultatea de Muzică din Timișoara cu ceva ani în urmă. Actualmente este solistă, prim solistă a Operei Naționale din București și solistă de renume internațional, cântă în cele mai importante opere din Europa. Și va cânta pentru dumneavoastră aria Santuței, Voi lo sapete, o mamă, din Cavaleria Rusticană, de Pietro Mascani. Soprana Sorina Munteanu.
Eu și prietena mea Elisabeta Marina am cântat de multe ori împreună. Dar, culmea, cele mai multe roluri au fost în limba germană. Au fost din repertoriul lui Richard Wagner. Am cântat împreună Valkyria, am cântat Die Feen, Zânele, am cântat Strauss, de Rosenkavalier, am cântat în limba rusă, Picăvaia Dama, am cântat în limba franceză, Manon, de Jules Massenet. Pentru astăzi am ales să cântăm împreună un duet, eu împreună cu Georgia, cu Elisabeta Marin, din opera Norma, Mira o Normă. Little
Continuare, vă rog frumos să-mi permiteți să invit toți participanții, toți colegii mei dragi care au fost astăzi alături de noi pentru a bea împreună un pahar de șampanie și de asemenea... Bineînțeles, bineînțeles este invitat și domnul primar Francisc Boldea, Aura, dar și colegii dânseia. Țin neapărat ca domnul primar să fie prezent aici, pe scenă. Yeah.
Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția a 7-a a Galei Premiilor Lugojene, organizată de către Primăria Municipiului Lugoj, Fundația Europeană Drăgan, în parteneriat cu săptămânalul Redeșteptarea. Până anul viitor, toate cele bune, rămâneți cu bine, să aveți parte de sărbători pline și fericite. La mulți ani, toate cele bune!